prima vine? 3A. Da. Plus. Plus 6. Așa, 6 B. B egal cu... Acum ai 420. 420? De două ori o puseam. De două ori, dar 430 vine atunci. Am făcut 420. Nu 430. De două ori 15? 15 cu 15 fac 30. Da? 430. Ce am scos de relații, că nu făceam mai. Așa. Asta e, mă, sigur că da. Unde să mai telefonul? Nu, 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 nu. Ca să mai ieșer. La mulțirea. Aici mulțirea, că și-am uitat. El știe să facă mulțirea și cu două cifre, să zici, mă, chinuie acum. De unde, corect? Da. Hai, cât vine? 3. El a așteptat, nu să fie cam de două ori. 600. De 3 ori de 200, cam 600 să facă și ceva, nu? 600 și cât? 645. 645. O să mai fac și chestia asta de estimare. Da. Că am discutat. 200 și ceva mulțit de 3 ori, cam 600 și ce mai fi? 15 cu 15. 15 de 3 ori, 645. Iată și mecanic. Și asta de jos o mulțim. Așa. Și jos o lăsăm așa. Așa, așa. Uite, 3. Nu, eu o fac altcumva, adică să o mai scurtez. Adică cum? Ce te gândești să faci? 2. Nu, pic, nu, 3A. 3A, lași așa, că nu l-ai. 3A, că ai și sus 3A, că de-aia e mulțit. 3A plus cât să... Aici mă aștept să umbli tu. 4B. Plus? Nu. No. No. Ca să fie comparația cu asta. 7B. Nu, no, l-ai depășit. 6B. 6B plus 2B. 6B. Dar e nevoie să fie același lucru ca sus. Ca asta e șmecheria. 3A plus 6B. Plus 2B este egal cu 1003. Și acum? Ce-am mai scurt care îmi vine în minte? 103-645. 1003-645. Rezultatul îl împărțim la 2. Adică 2... spui așa. Am șanse că sus am A plus 2B. Am să locuiesc pe A, așa trebuie de vorbit. Am să locuiesc pe 3A plus 6B cu 645 în a doua relație, că e spus matematic. Deci înlocuim prima relație în a doua cu prima parte 645 plus 2B este egal cu 1003. De unde rezultă că 2B va fi, va însemna 1003 minus 645. Și ia să vedem. 1003 minus 645 cât face? 358. 2B egal cu 358. Ce părere ai tu? Simți că am ales eu bine numele? Aș vrea să te pronunț. Dar la prima relație, vă... A plus 2B egal cu 215. Păi, nu cred. 2B deja l-avem. Păi dacă am făcut-o deja, mai iarăși înseamnă că ești... Eu știu că... Cred. Dar te spune tu dacă am ales, dacă tu acum spui, n-am ales bine? Nu, trebuie deodată, mă. Deci, A plus 2B face atât. 215. Iar 2B e 358. Cât poate să fie A? Deci, A plus 2B este atât. Iar 2B mai este... Mai nu știu pe B, că asta întâi. Uite, 2B. Îl știi pe 2B. 358. Și acolo tot 2B avem. Și bine, e făcut treaba bună, e deșteaptă. Greșită. Greșită. Greșită pentru că... Pentru că iată-ne aici, 215 nu este un număr bun. Sau dacă nu vrei să lăsăm așa și să facem modificarea, modificarea cea mai mică este să aici, ca să nu-i afectăm deloc greșitul, că 1003 să-l luăm. 1003 a fost prea mult.
Hai să luăm cam 800, ca 2B să fie mai mic decât 250. Da. Da? Cam 800... 800 de fețe. 801. 801. Uite atâta tot. 801. Aici să zicem iar 801. 801. Și aici modificăm la 801. Uite atâta. Atâta. 801 minus 640. Da. Și va da 256. 156. Și un singur B. A, dar nu-i mai interesează un singur B. Ba da. Da. Da, vedem. Da. Interesează A și B-ul. A și B-ul, da. Mă trebuie să știu. Am rezultat la gol la final? Adică 156. Da. 2B. Deci 2B este 156. Și acum avem așa, 545 plus 2B egal cu 801. Și 2B, am spus că face 156. Și un singur B? Cât este un singur B? Egal cu 156 împărțit la 2, nu? Da, B egal cu 156 împărțit la 2. Și este egal cu? Sigur, B este 156 împărțit la 2. Cam cât crezi tu că dă 156 împărțit la 2? Așa, estimează tu împărțirea asta. Deci scrie repede 100 plus 50 plus 6, da? Plus 50 plus 6, da? Așa el merge, deci egal mai departe. B este egal cu 78. 78. Foarte, foarte bine. Deci și acum... 156 împărțit la 2 face 78. Este B-ul. B-ul. Ei, cum aflăm B-a? Unde se ne duce ca să aflăm B-a? Păi, cea mai scurtă este prima. Adică cum o să zicem? Adică... A plus... Deci, vorbește, că știi fără să vorbești. Te scrie ce faci? A plus. Măi, tu faci calculator și mă lași așa cu ochii în soare. Ce fac eu aici? Îți facem 78 ori 2 unele sunt 78 ori 2, dar nu știi oare cât fac 78 ori 2? Mai înainte la câte? A, gata. Deci A plus. De spuneam să fii atent. Ca să... Deci A plus... 156 egal cu, zice acolo, 215. Acum e bine? Acum e bine, nu? E bine, Mario, acum? Da. Merge, da? Deci A egal cu 215 minus 156 și este egal cu, te rog, 215 minus 156. Este egal cu, ne împrumutăm, 9, 5 și 59. 59, da? A egal cu 59. Iată, am găsit pe A și B. Hai să mai vedem aceste ghești odată și spune unde ți-a plăcut tu ții cel mai tare în ghești ăsta. Care e momentul cel mai frumos? A plus 2B. A plus 2B face atât. Acolo. Ai mulțit cu 3, nu? Asta e ideea, că am mulțit cu 3, ca să avem același lucru. Și poate erau fost... Este metoda comparației aici, când vrem să avem ori pe locul ăsta, ori pe locul ăsta, același lucru. Și poate era, a fost spus 8B și 3A și 1003. Și ați greșit. Bun, toată problema. Am greșit, sigur că da. Dar iată, ne-am întors și am făcut modificarea necesară ca să meargă ieșițiu. Nu se iau numele la întâmplare, deci trebuie gândit totul când apare situația aceea de
să spunem, de imposibilitate să facem modificările cele care să te conducă spre liniștiu corect. Așadar, ce facem? Ne oprim aici. La revedere! Să nu uitați de like și share și să vă abonați la Prof Online. La revedere!